regional? Ce decizie ați luat? În cazul Spitalului Regional de Urgență, am decis să mergem mai departe pe procedura pe care guvernul, prin hotărâre de guvern, a stabilit-o, și anume aceea de a construi spitalul de urgență în localitatea Florești, unde Consiliul Județean are 14 hectare. Am discutat cu ministrul Oprea, m-a asigurat că mutarea depozitului se va face pe cheltuiala Ministerului Apărării, urmând ca noi, în paralel, să demarăm studiile de prefezabilitate și de oportunitate pentru a începe, prin procedura parteneriatului public-privat, construirea spitalului. Acest spital va începe undeva în primăvară, deja am demarat studiile. În paralel, Ministerul Apărării va muta depozitul, vom obține un aviz provizoriu pentru a obține autorizația de construire a spitalului și sper eu ca în anul viitor lucrările să și demareze. Vreau să știți că cu desfințarea a 67 de spitale nu se realizează în totalitate reforma în sănătate. În țară, alte 66 de spitale și-au evacuat pacienții și personalul cu o grabă pe care n-a înțeles-o nimeni. Nu a existat o legătură directă între deces și desfințarea spitalului. Dar nu poate garanta cineva că omul ăla nu trăia dacă acolo era personal medical de specialitate și încercau să-l țină în viață? Asta îmi spun medicii de la Ministerul Sănătății, că acolo nu exista medic de specialitate. Nu.